Incidentul ar fi avut loc sâmbătă trecută, iar băiețelul ar fi stat acasă până ieri. Cei care au chemat ambulanța au fost părinții minorului, dar au făcut-o prea târziu. Băiatul decedase. Rudele și vecinii spun că nu au auzit strigăte. Potrivit lor, tatăl băiatului era uneori agresiv, dar despre familie spun doar cuvinte de laudă. S-a iscat de la un singur dughitoc acolo, ea că a trecut gardul și s-a nervat. Eu nu știm mai departe, noi nu știm ce a fost și cum a fost. Ca familie, noi cu mătri, noi ne întâlnim des, au fost prin străinătate, au muncit, stăruie pentru copii. Cei care l-au cunoscut pe băiat spun că acesta era harnic și învăța bine. Băiatul era foarte bine învăța, e ca de câte ori mă întâlnim cu tânsul pe drum, nănuță, bună ziua, dă și mai faci mata, dă unde te duci. E un băiețel drăguț, un băiețel cu minte, el sări înainte, el vorbea, el comunicativ cu lumea, de desul nu putem să spunem un cuvânt rău. Unii presupun că tot ce s-a întâmplat este din cauza consumului exagerat de alcool. Știem de dumnealor că sunt o familie exemplară. Eu gândesc totuși, problema principală a fost alcoolul, a jucat festa. La data de 12 august, în jurul orilor 19, tatăl minorului în vârstă de 36 de ani i-a aplicat copilului lovituri în regiunea abdomenului cu pumnii. Tatăl băiatului a fost reținut și este cercetat penal pentru violență în familie. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare.